Bine v-am regăsit, este ora 16, eu sunt Ioana Constantin, iar dumneavoastră urmăriți Politica Zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici, sunt două ore pline de subiecte în exclusivitate, pentru că astăzi veți afla exact cum se calculează impozitul pe clădiri de la 1 ianuarie 2023, calcule în exclusivitate făcute de cei mai buni evaluatori și specialiști. Vorbim și despre pensiile românilor, pentru că ministrul Marius Budăi va fi în direct în această primă oră și o să ne explice ce măsuri de sprijin vin pentru pensionari și pentru categoriile vulnerabile în continuare, dar și ce s-a realizat deja. Discutăm despre toți pensionarii și despre, evident, categoriile mai vulnerabile, inclusiv despre voucherele de 50 de euro, care încă nu au ajuns în totalitate, dar vedem ce promit guvernanții. Mai mult decât atât, discutăm în aceste ore și despre traficul de persoane. S-a bucurat ministrul Bode că România a fost scoasă de pe lista aceea de supraveghere a Departamentului Statelor Unite. Problema este alta. Rețelele de trafic de persoane din România au fost considerate printre cele mai periculoase, colaborând chiar cu rețelele de trafic de persoane din Albania, care chiar sunt cele mai periculoase din lume. Având în vedere că în România nu am văzut prea mari destructurări de rețele de trafic de persoane în ultima perioadă, mă pot întreba, și e o întrebare pe care o las deschisă și voi dezbate cu invitații mei, dacă nu cumva toată această chestiune ține pe de o parte de războiul din Ucraina și de migranți, da, de refugiații care au trecut prin România, dar și de intrarea noastră în spațiul Schengen. Însă a fost și ședință de guvern și, ce credeți, s-a mai făcut o comisie, s-a făcut o celulă de criză pe care cine o coordonează, tot DSU, tot Arafat, pentru caniculă, pentru că este cald afară, nu-i așa? E, și cum să rezolvi problema altfel? Sunt sute de localități fără apă, acolo intervin pompierii, în același timp sunt din ce în ce mai multe incendii în România, este secetă extremă, culturi distruse. Ministrul Mediului, domnul Barna, ne spune următorul lucru. Nu mai udați grădinile, căci apa de băut este scumpă, știu că vă pare rău de roșiile pe care le-ați plantat și nu mai dați foc la miriște. Deci, practic, doamnelor și domnilor, speranța este tot la dumneavoastră. Nu au nicio soluție. Au umplut de comitete și comisii, inclusiv comitete interministeriale, un comitet interministerial pentru secetă, dar pentru combaterea secetei. Se anunță granturi pentru fermieri, numai că fermierii spun, dar ce, noi suntem nebuni să ne îndatorăm și mai mult? Că s-ar putea aceste credite cu roborul ăsta care explodează, s-ar putea să ne ducă și mai mult în faliment. Acestea și multe alte subiecte în aceste două ore, dar nu pot să ratez să vă spun, dacă nu ați aflat încă, deși mă îndoiesc, că ministrul finanțelor, domnul Câciu, pe vremea când nu era ministru cei drept, considera că antreprenorii români sunt babuini. A spus că în România avem numai 10% antreprenori, restul sunt babuini antreprenori. Ce să vezi, specia asta la care se referă domnul Câciu plătește taxe și impozite în țara aceasta. Specia asta la care se referă babuinii ăștia la care se referea domnul Câciu și a cerut scuze acum și a spus că această remarcă era așa pe vremea când era analist economic, acum că e ministru, ne are în grijă pe toți. Vă are în grijă cu modificările alea fiscale care cresc taxe și care nu știe nimeni exact cum se aplică. Domnul Câciu, ocupați-vă de mediul de afaceri, că nu mai pot oamenii. E bocancul pe gât, nu mai respiră nimic în mediul de afaceri. E o lipsă totală de lichidități, o lipsă totală de încredere și i-ați nenorocit cu măsurile astea fiscale. Nu înțeleg oamenii, ați verificat vreun grup de la, dacă tot stați pe Facebook, să vedeți ce discută oamenii despre modificările astea fiscale, nu știe nimeni cum se aplică. Ați crescut taxe și impozite, deși spuneți că nu. Babuinii nu sunt antreprenori. O să aflați cine. Așadar, cum și-a cerut scuze domnul Câciu, noi rămânem totuși la opinia că e important să fii atent pe unde calcă, poate e vreo coajă de banană, domnul Câciu, să ne alunecați. Acestea și multe alte subiecte cu invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră în platou alături de mine, Lidia Moise, jurnalist economic. Mulțumesc foarte mult, Lidia! Bună ziua! De asemenea, doamna Dorina Barcari, expert în pensii și salarizare. Mulțumesc mult, doamnă! Domnul Ștefan Florescu, vicepreședinte PMP, consilier local. Mulțumesc mult, domnule Florescu! Prin Skype ni se alătură Tudor Polac, deputat PNL. Mulțumesc mult, Tudor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și de asemenea Adrian Viner, deputat USR. Mulțumesc mult, Adrian! Cu drag! Vă mulțumesc mult tuturor! Așadar, începe Politica Zilei.
Primul subiect pe care îl dezbatem este legat de trezirea la viață a ANRE, practic ANRE care ar fi trebuit să se uite cum se întâmplă liberalizarea pieței de energie atunci când s-a întâmplat, dar acum vreun an s-a trezit acum și a dat amenzi pentru vreo 24 de firme care de fapt sunt niște intermediari care au gestionat tranzacții pe piețele bursiere și ne referim aici în primul rând la Opcom, la tranzitul de energie. Discutăm acest subiect cu Constantin Rudnitsky, analist economic. Vă salut, domnule Rudnitsky, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc și eu! Cum privim aceste amenzi pe care le-a dat atât de târziu ANRE? Mai pot ele să producă vreun efect în piața de energie? Că până la urmă vorbim de intermediari pe acest Opcom. Nu, cred că efectele s-au dus, ca să zic așa. Pot fi doar eventual un exemplu pentru viitor aceste amenzi. Și aș adăuga aici faptul că dacă tot a dat aceste amenzi, ar fi bine ca ANRE să explice mai mult care a fost problema, mai clar pentru public. Recunosc că în știrea pe care am văzut-o nu am găsit, să spunem, elementele mai clare vis-a-vis de felul în care s-a acționat. Adică văd că doar că sunt niște acuzații de manipularea pieței, dar manipularea pieței poți să o faci în multe feluri, mai ales în sectorul energetic, sub o formă sau alta, și atunci cred că ar fi mai bine să avem și mai multe amănunte vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat pe această piață pentru a înțelege și pentru a fi, cum spuneam la început, un exemplu. Dar de ce ANRE nu a dat explicații mai clare pentru cetățeni și până la urmă la firme? Pentru firme au fost direct afectați cu toții. Practic s-a schimbat totul în economia românească, nu doar facturile noastre individuale, ci prețurile în sens larg în întreaga societate, întreaga economie. Da, nu știu de ce ANRE nu comunică mai clar aceste lucruri. Pe de o parte, pe de altă parte, sigur că prețurile au crescut după tarifele, au crescut după cum bine vedem cu toții, dar cu siguranță au și o, hai să spunem, o latură obiectivă, adică o creștere care vine dinspre zone obiective și aici mă refer la evoluțiile pieței internaționale, în primul rând la piața românească, de ce nu, poate și la anumite funcționare nu foarte bună a pieței și dacă ANRE spune, evident că putem discuta sau, mă rog, am putea avea și o zonă din aceasta de manipulare a pieței, cum se numește atunci când s-au dat amenziile. Da, la ce să ne așteptăm din iarnă? Am văzut deja la nivelul Uniunii Europene se discută despre o reducere aici, vin spre zona de gaze, da? O reducere cu 15% pe care o solicită Comisia Europeană către toate statele, o reducere a consumului de gaze, da, cu 15%. Am văzut tot felul de măsuri pe zona aceasta de electricitate. Pe de altă parte, se opriseră sau s-au oprit livrările prin Nord Stream 1. Putin vine și ne ironizează și spune că o să-și îndeplinească în continuare obligațiile astea către Europa și că de mâine ar urma să se reia livrările de gaz. Foarte multe state revin la cărbune și încearcă să înlocuiască dependența de gazul și de cărbunele rusesc. Cum ar trebui să ne raportăm noi, România, cu rezervele pe care le avem, cu ceea ce putem noi să producem intern la această iarnă care urmează? Și ne mai interesează pentru cetățenii simpli, pentru facturile lor. Sigur că trebuie să ne așteptăm la o iarnă complicată. Nu avem acum o imagine clară cât de complicată va fi. În sensul că ați văzut declarațiile, apropo de gaze naturale, se spune că nu va exista o deconectare a consumatorilor casnici, sunt, să spunem, nu, consumatorii care sunt protejați de astfel, vor fi protejați de astfel de situații, dar e limpede că am putea vedea la nivelul consumului casnic o scădere a acelei presiuni, cum se numește, pe care o primim la gaze naturale. Nu știu dacă vom ajunge în situația în care va trebui să deconectăm anumiți consumatori industriali mari și aici mă gândesc la, în primul rând, la industria chimică, la industria de îngrășăminte chimice, sper că nu se va întâmpla, dar, repet, cred că nu avem acum o imagine foarte clară, pentru că, în mod evident, ceea ce vedem acum este că se încearcă să se depoziteze, să se magazineze cât mai multe
gaze naturale. Uniunea Europeană a pus acolo o țintă, 80% toate statele să aibă depozitele de magazinare pline. România, înțeleg că este undeva la 40-50%. 50%, da. 50%. Și sigur că această decizie pe care, sau mă rog, această, da, hai să o numim decizie pe care Comisia Europeană o propune, și anume o reducere în caz de deficit cu 15% a gazelor naturale pentru toate statele membre, o reducere a consumului, este un semnal care trebuie să ne pună pe gânduri. Da. Bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rudnitsky. A fost Constantin Rudnitsky, analist economic. Mergem mai departe, pentru că cei mai afectați sunt sigur cei din categoriile vulnerabile. Și se pune întrebarea, luna aceasta pensionarii cu pensie sub 2000 de lei au primit niște ajutoare de 700 de lei, nu toți încă. Se pune întrebarea cum va merge mai departe zona aceasta de sprijin financiar pentru pensionari și categorii vulnerabile. Doamna Barcari, mai putem să așteptăm sau să preconizăm vreo majorare de pensie până la sfârșitul anului? Promisiunea a fost că în septembrie, președintele a promis că în septembrie se va produce. Acum, dânsul, știu eu cum o fi promis, ce o fi înțeles, ce nu o fi transmis și n-am înțeles noi. Normal ar fi să fie, pentru că deja aceste și vouchere și 700 sunt devalorizate de mult. Și numai de inflație. Categoric, și oamenii sunt... Nivelul de sărăcie este enorm, nici nu înțelegeți, adică nu putem să acceptăm noi, cei care mai avem câte ceva, la ce nivel de sărăcie sunt aduși foarte mulți. Sunt sate întregi de oameni într-un stadiu de sărăcie inimaginabil, dar și în orașe, unde locuiesc în blocuri, trebuie să plătească o serie de lucruri. Încălzirea la iarnă. Dar și nici, dacă ei nu mai fac față vara, imaginați-vă ce o să fie la iarnă. Deja de vară de acum sunt oameni care de la o pensie la alta, cel puțin o săptămână nu mai au un leu în casă. Da, Lidia Moise, te-ai uitat și pe, mi-ai spus, execuția bugetară, oamenii ăștia discută despre rectificarea bugetară, chiar să reducă cu 10% cheltuielile în ministere, mai suportă bugetul undeva mai spre toamnă majorări sau pachete de sprijin pentru categorii vulnerabile? Da, este posibil să suporte și cred că au luat în calcul și această situație atunci când fac această rectificare bugetară. Din câte am înțeles eu, ei vor tăia din cheltuielile cu produse și servicii pe care le au, materii consumabile și servicii pe care le au ministerele, rămâne de văzut. Sunt sigură că vor acorda un pachet de ajutor categoriilor vulnerabile, de altfel aceasta este recomandarea în toată lumea, să ne ocupăm în mod special de categoriile vulnerabile, adică guvernele să se ocupe în mod special de categoriile vulnerabile. Din câte am văzut eu, lucrurile nu stau foarte rău în primele 5 luni. Deci Ministerul Finanțelor a afișat execuția bugetară și în primele 5 luni. Reducerea asta de 10% a cheltuielilor pe care o dezbat ei? Reducerea de 10% a cheltuielilor rămâne de văzut de la fiecare minister în parte, pentru că sunt ponderi diferite. Îmi e greu să spun cum vor echilibra. Nu de alta, dar Ministrul Turismului și MMR-urilor spunea, cred că acum o săptămână, două, că nu mai are, adică bani mai departe, de unde să mai reducă? Că el nu mai are bani acum. Bun, acum cu tot respectul, sunt niște ministere care, după părerea mea, sunt inutile. Descoperim acum că avem mai multe ministere decât Franța, decât Germania, nu mai vorbim. Deci ar putea fi pur și simplu departamente ale unor ministere, deci nu trebuie să ai atâtea. Să ai atât de multe cheltuieli, că poți să ai Ministerul Economiei mare care să conțină, nu, și fonduri europene, da, și departamente. Da. Și atunci ai categoric, ai cheltuieli mai mici, dar nimeni nu vorbește despre asemenea reformă. Uh-huh. Și în momentul în care țara are nevoie de bani, pentru că acum oricine ar fi la guvernare, trebuie să aibă grijă de categoriile vulnerabile, trebuie să aibă grijă de populație, pentru că trebuie să găsească bani pentru a continua să finanțeze diferența aceasta, da, între prețul gazelor și zone monoindustriale devastate prin distrugerea. Doamna, asta nu este cu tot, respectul la asta, din 2000 ne tot uităm în această, da, direcție. Și? Iar inflația care a fost până în 2008-2009 o depășea pe asta de acum. Deci, să fim serioși. E nevoie de măsuri probleme foarte clare. Tudor, da, Polac, înțeleg că se discută astăzi în coaliție reducerea cu 10% a cheltuielilor pentru ministere și întrebarea mea este: reducerea asta de cheltuieli vine ca să ajute mai departe într-un pachet de sprijin nou sau care este scopul? Noi ne bucurăm când vedem reduceri de cheltuieli prin ministere, dar nu prea se întâmplă.
Bun, știți că de când a fost anunțat un pachet de măsuri, s-a anunțat și această măsură. Acum, guvernul, odată cu rectificarea, va adopta și această măsură, pentru că este o măsură normală, mai ales în vremurile grele prin care trecem. Ce pot să vă spun, în schimb, este că lucru pe care l-am spus și toată coaliția l-a spus chiar în ultimele 2-3 luni. Guvernul a încercat să găsească pachete de măsuri care să vină în sprijinul cetățenilor români. Fie că vorbim de acest ajutor de 700 de lei pentru pensionarii care au pensia până în 2000 de lei, fie că discutăm despre vouchere, fie că discutăm despre pachetul de financiar care să reactualizeze prețurile la investiții. S-au adoptat mai multe măsuri. Dacă discutăm de cei 50 de bani pe prețul carburantului, dacă discutăm compensarea, despre... da. Haideți să vedem ce măsuri sunt pregătite la Ministerul Muncii, pentru că este prin legătură telefonică direct un Marius Budăi, Ministrul Muncii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Bună ziua tuturor și mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule ministru, luna aceasta pensionarii cu pensie sub 700 de lei urmau să primească un sprijin de 700 de lei. Din datele dumneavoastră, acești bani au ajuns la toți pensionarii aflați în această categorie? În fiecare lună, în calendarul 1.15 ale lunii, se derează pensiile atât pe card cât și cele care sunt conform graficului livrate de către factorii poștali, de către lucrătorii poștali. Odată cu primirea pensiilor, toți cei care au primit și au fost destacați și au primit pensia, au primit și separat, scris pe card, suma de 700 de lei. Dacă mai sunt cazuri izolate care nu au fost găsite la domiciliu, au fost avizați și odată cu ridicarea pensiei de la oficiul postal vor ridica și sprijinul financiar de 700 de lei. Există în calculele dumneavoastră, în planul pe care îl aveți, ca în toamnă să mai existe un nou pachet de sprijin pentru pensionari în primul rând? Sau o majorare a pensiilor, așa cum era ea avansată? Încă din momentul în care ministrul de la sistem de guvernare a avut acel eveniment care nu s-a dorit a fi, unul festiv, a fost un eveniment pur și simplu un raport la 6 luni de guvernare. De atunci, președintele partidului, Marcel Ciolacu, a spus foarte clar că lucrăm la un alt pachet de măsuri care să meargă pe două linii, și anume unul economic și unul social. Putem avea până la sfârșitul acestui an o majorare, deci o nouă majorare a pensiilor românilor? Pentru toate categoriile sau va fi un pachet de sprijin, cum e această măsură după cu 700 cum, de lei? După cum demonstrează faptele noastre de când am intrat noi, vorbesc de parte de PSD la guvernare, am discutat și am propus coaliție diferite pachete de măsuri, atât în domeniul social cât și în domeniul economic. Cu siguranță că lucrăm și acum la așa ceva, lucrăm în paralel cu construcția bugetară, pe rectificarea bugetară. Și atunci când vom avea totul clar, vom anunța public, pentru că nu vreau să creez niciun fel de așteptări pe care ulterior această coaliție politică care susține guvernul să nu le poată îndeplini. Preferăm să fim proactivi și să comunicăm și imediat să implementăm. Deci, cu toate că vă voi deranja, voi insista. Până la sfârșitul anului există în plan vreo majorare a pensiilor pentru români? Lucrați la astfel de calcule sau doar la pachete de sprijin? Pe mine nu mă deranjează absolut nicio întrebare din partea presei. Pe oameni interesează, să știți. Am spus că pe mine nu mă deranjează nicio întrebare din partea presei, pentru că sunt și conștientizez că sunt întrebările și îngrijorările oamenilor, dar permiteți-mi sub această rezervă a faptului că atunci când vom avea ceva clar să anunțăm și să nu discutăm de presupuneri. Noi suntem membri în executiv, nu-mi permit să discut cu presupuneri, ci să anunț doar certitudini. Bun, domnule ministru, voucherele acelea de 50 de euro, înțelegem că încă nu au ajuns la toți beneficiarii, aici nu erau doar pensionari, erau și alte persoane care fac parte din categorie vulnerabilă. Câte vouchere au fost efectiv distribuite până acum? Am fost extrem de transparent de la început. Dacă nu am reușit, îmi cer scuze, dar am spus de la început că prima tranșă va fi mai complicată decât celelalte, decât următoarele trei, pentru că avem o dinamică activității mult mai mare și anume formată din 4,
pași, confecționare carduri, inscripționare carduri cu date cu caracter personal, distribuirea cardurilor către populație și ulterior alimentarea cardurilor. Noi săptămânal primim de la Poșta Română un raport cu confirmările de primire, urmând ca imediat în cursul săptămânii când am primit să facem și alimentările de carduri. Până la sfârșitul acestei săptămâni vom avea 2.100.000 de carduri distribuite. Deci distribuite 2.100.000 din cele 2,5 milioane de carduri. Suntem, da, suntem în dinamică, distribuim. Vreau să fac o precizare cu permisiunea dumneavoastră pentru a înțelege toată lumea și a liniști toată lumea. Chiar și cei care au primit cardurile în luna iulie și le vor primi în continuare în luna iulie vor beneficia de suma aferentă lunii iunie fără niciun fel de problemă. Sprijinul este dat și gândit de coaliția politică pentru lunile iunie, august, octombrie și decembrie. Da, domnule ministru, cred că știți, eu am mai avut o discuție și cu domnul ministru Boloș pe acest subiect cu voucherele, că din păcate magazinele care sunt înscrise la cei trei distribuitori sau, cum să le zicem, emisători de carduri, multe dintre ele nu sunt magazine alimentare sau lanțuri de magazine alimentare, ci sunt lanțuri de fast food-uri. Și asta a fost o chestiune care a contrariat foarte mult, mai ales pensionarii, sau trăiesc în situația în care nu pot cumpăra de la magazinul din colț, da, care este alimentar, dar pot să meargă să-și cumpere tot felul de produse fast food. Aveți în vedere, pentru viitor, poate următoarele tranșe, să corectați această chestiune, că oamenii au nevoie de voucherele astea pentru alimente? Păi da, sunt peste 25.000 de magazine la nivel național, de unde cetățenii români își pot cumpăra alimentele. Deci cele mai multe sunt lanțuri de fast food-uri, am verificat. Nu există așa ceva. Cum? Poți să, în București nu poți să cumperi de la marile lanțuri de hipermarketuri sau de la magazine alimentare din colț? Ba da, poți să cumperi de la hipermarketuri fără niciun fel de probleme. Domnule ministru, deci, am consultat lista, lipsesc majoritatea marilor hipermarketuri în București. De toți cei trei furnizori de carduri... În București operează unul singur. Dacă îmi spuneți că nu au marile hipermarketuri, eu nu cred. Ba da, vă dau lista care este disponibilă pe Ministerul Fondurilor Europene și vă spun că în București și cred că dacă... Deci lucrează cu toți furnizorii din piață. Este toți unul singur în București, domnule. Toți au posibilitatea să cumpere, toți cetățenii au posibilitatea să cumpere alimente. Că sunt în cele peste 25.000 de magazine și sunt și fast food-uri, asta nu înseamnă că se ducă să-și ia de la fast food. Și nu cred că cineva care avea așteaptă acest ministru, partea guvernului se duce să-și cumpere în București, fast. În București, pentru că pot să enunț mai mult de 3 și atunci e oricum de informare publică, nu poți să achiziționezi produse cu aceste vouchere din Carrefour, din Mega Image, din Kaufland. Da, nu poți. Poți, în schimb, să mergi la KFC, poți să mergi la Pizza Hut. De ce poți să cumperi din Iași? Poți să mergi la DM. De la mine acasă, de la Kaufland, și nu poți să cumperi din București. Eu vă spun, pentru că în București operează unul dintre cei trei emițători de carduri, UP mai exact, da? În alte părți operează Sodexo și așa mai departe. Deci pentru București exclusiv este lista. Voi face o verificare și... Da, vă pot transmite toate datele pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Este lista pentru fiecare oraș operator și vă spun că în București oamenii nu pot cumpăra din Carrefour, din Mega Image, din Kaufland, din magazinele lor de lângă blocuri, dar pot cumpăra de la KFC, de la Domino's Pizza, de la Pizza Hut, de la tot felul de, inclusiv de la drogherii. Da? Deci, și aceștia acolo pentru că se lucrează cu toți operatorii economici din țară. De aia sunt și acord. Dar nu înseamnă că cineva trebuie să ducă la nu știu ce. Eu vă rog să verificați pentru că pensionarii sunt cei mai afectați, domnule ministru, și veți afla că așa stă situația. Da, aș mai dori, domnule ministru, să vă întreb, este o întreagă controversă legată de pensiile acestea speciale. Până la urmă, proiectul, memorandumul pe care dumneavoastră l-ați elaborat, în ce formă sau în ce stadiu mai este? Că înțelegem că sunt ministere care nu doresc să facă avizarea. Este vorba de discutăm de pensii militare? Da. S-aș întrerupt. Nu, pensiile militare sunt pensii militare de stat, n-au nicio legătură cu... Bun, și am văzut că nici Ministerul Justiției nu avizase NIMEAI, USRI-ul nu vă dăduse... Dar nu este vorba de a aviza sau nu memorandum, ci este vorba că pensiile militare sunt pensii militare de stat.
Și restul pensiilor care sunt încadrate ca fiind, mă rog, speciale, ele sunt fie de serviciu, fie ocupație. Vedeți, dumneavoastră, că ajungem aici într-un con de umbră când cineva, o guvernare strict de dreapta, a scris într-un mod neprofesionist în PNRR o noțiune care, din punct de vedere juridic, nu există în România. Așa, pensii speciale. Asta o putem folosi noi în comunicare publică. Eu, de exemplu, ca fost că tot într-o casă de pensii, nu pot să folosesc, pentru că trebuie să le spun clar, indemnizații și pensii stabilite și plătite în baza unor legi speciale. Asta este noțiunea juridică. Da. Cei care au scris, din păcate, guvernarea cea strict de dreapta, nu prea s-au uitat prin lege și atât suntem într-o situație în care cineva aruncă o piatră și alții trebuie să lămurească chestiunea. Bun, noi sperăm că se va rezolva și partea asta sau măcar impozitarea acestor pensii. Domnule ministru, o ultimă întrebare e iarăși o controversă cu impozitarea contractelor part-time. Dacă un om lucrează, un angajat, dar lucrează la o firmă 2 ore, la o altă firmă 4 ore, are așadar 6 ore, nu cumulează cele 8 și nici nu este la nivelul salariului, da, minim așa cum trebuia. Care dintre angajatori achită sau plătesc amândoi? Sau cum se face această impozitare? Această măsură a mai fost și instantaneu când am introdus această măsură, aproximativ 200.000 de contracte s-au transformat peste noapte în contracte cu normă întreagă. Bun, dar eu cum se întâmplă? Dau și un exemplu și îți dau și acum un exemplu. Să luăm, fără a mă transforma eu nici în acuzator, nici în judecător, nu sunt eu cel care fac din cineva vinovat sau nu, dar spun un exemplu. O pază pe 24 de ore la un obiectiv nu se poate asigura cu 3 cetățeni care au contract cu fracțiune de normă. Nu acoperim cele 24 ministru, de ore. Eu vă întreb dacă cineva are un contract 2 ore la un angajator și la altul are 4 ore. Se alege angajatorul de bază. Cum alege? Da, se alege de către angajat angajatorul de bază. A, deci pe care îl pune să plătească cum ar veni, asta spuneți. Dacă vreți dumneavoastră neapărat să încurajați munca la gri în România, eu nu sunt partener. Nu, eu încerc să vă explic că sunt locuri în care oamenii lucrează 2 ore, o femeie de serviciu. De exemplu, Elena Calistru de la Funky Citizens, pe care o cunoaște și sunteți convins că nu încurajează munca la negru, a pus această problemă. Are o doamnă care face curățenie la ONG-ul lor. Și lucrează 2 ore acea doamnă. Și acum ei sunt în situația să-i închidă contractul, că nu-i pot plăti la 8. Și doamna respectivă lucrează doar acolo? Da. E o doamnă în vârstă care face curățenie. 2 ore. Da, e o doamnă în vârstă care face curățenie. Și așa... păi dacă este în vârstă, are pensie și este exceptată. Nu are, domnule ministru, pensie. Păi cine știe că nu are pensie? De la doamna Calistru știm. E un exemplu dat în spațiu public. Dacă nu are pensie, înseamnă că nu este exceptată. Dar sunt exceptări foarte clare în lege pentru studenți, pentru pensionari, pentru cei care cumulează mai multe contracte. Dar dacă doamna aceea lucrează 2 ore la ONG-ul doamnei Calistru și 2 ore la un alt ONG unde face curat, are 4 ore în continuare. De 4 ce? Ore, dacă dumneavoastră îmi spuneți că cineva 4 ore care înseamnă 1500 împărțit la 2, trăiește cu 750 de lei pe lună, păi, dar sunt cazuri reale, și nu e corect. Dar sunt cazuri reale. Sunteți în situația în care o doamnă care face curățenie are un contract rămâne de 2 ore. Rămâneți dumneavoastră și încurajați munca la gri. Nu e muncă la gri și nu e muncă la negru. Asta este munca unor oameni. Ai un patron al unei firme care are 2 ore trecute. Ce facem? Închide firma? Pleacă? Ce face? Asta e tot muncă la negru, domnule ministru? Nu, eu spun doar că mi-e foarte greu să cred că cineva poate trăi în România doar cu un contract de muncă pe 2 ore. Veți vedea câte se vor închide. Vă mulțumesc foarte mult, a fost Marius Budăi, ministrul muncii. Așadar, domnule Florescu, să nu încurajăm nici munca la gri la negru. Bun, doamna Constantin, eu m-am săturat de promisiuni și de minciuni. Și nu vreau să-i fac mincinoși pe miniștri, vreau să-i las să facă ei de râs. Dar să vii să promiți astăzi, când oamenii mor de foame în casă, când n-au bani de... Nu mai vorbim de vacanțe sau de aer condiționat în casă, pentru că aceste categorii vulnerabile nu o să-și dea niciodată. Chiar dacă au aparatul de aer condiționat montat în casă, nu o să-și dea drumul la aer condiționat pe vremurile astea, chiar dacă sunt 45 de grade afară. Sau se vor duce să-și facă vacanțe pe undeva, pe la mare, în România, unde sunt prețurile mai mari decât în Grecia sau în Bulgaria sau în alte țări. Clar, aici e vorba de o categorie socială care nu-și permite ceea ce își permit alții,
vorbim de cheltuielile din ministere care sunt, să-mi fie cu iertare, angro, se cheltuiesc banii acolo, nu se produce absolut nimic, sunt persoane care vin la serviciu și dau drumul la aerul condiționat și 8 ore pe zi consumă aer condiționat fără să aducă bani la stat. Și vorbim atunci de oameni care nu au ce mânca, care nu au din ce să-și cumpere medicamente, mâncare și tot felul de necesități. Adrian Viner, imediat vin. Adrian Viner, către voi era această remarcă a domnului ministru că a fost trecut în PNRR, a fost trecut această sintagmă, pensii speciale, da, care din punct de vedere juridic nu există. Bun, aș vrea opinia ta în ceea ce privește impozitarea contractelor part-time și această chestiune legată de pensii speciale. Doi, nu, comprimate așa într-un minut jumate. Doamna Constantin, ceea ce PNRR-ul prevede este o reformă a sistemului de pensii care să meargă spre două linii, spre apropierea de contributivitate și spre sustenabilitate. Sunt două elemente esențiale care sunt niște tare ale sistemului de pensii din România. Pensii speciale votate în baza unor speciale, dacă vrei o contractă termen, consacrată în România, cum știe despre ce vor de pensii care se primesc nu în baza contributivității, ci în baza unei suplimentări față de contributivitate din taxele și impozitele pe care le plătesc ceilalți români. E foarte simplu de înțeles, nu e nimic tehnic, dar e foarte practic de înțeles. Distinția pe care trebuie să o facem este între pensii care se bazează pe contributivitate și pensii care nu se bazează pe contributivitate. Eu cred că onest, țara ca România bazată de echități, este să încercăm prin impozitare, prin eliminarea unora care sunt nesimțite și absolut parazitează sistemul, de apropierea lor de linia contributivității, atât cât se poate. Evident, în cazul pensiilor. Bun, dar în Parlamentul României, Adrian Viner, s-a încercat de mai multe ori și proiectele au fost declarate neconstituționale. Și am mai spus. Nu-i chiar vina CCR-ului în tot aici. Este în mare parte. E vina parlamentarilor, hai să fim onești. Pensiile parlamentarilor au fost introduse în 2015. Ele au fost un alt CCR eliminate de guvernul Foc în 2015. Mă rog, coaliția care era atunci în 2010, dacă mi-amintesc. E, 2015, aceiași oameni acum care, mă rog, își rup hainele de pe ei în ceea ce privește echitatea din România, le-au reintrodus. Este legea... Da, PSD-ul a reintrodus pensiile speciale. 30 de secunde doar vreau, Tudor Polac, pentru că te-am întrerupt. Aș vrea să știu, această măsură cu impozitarea contractelor part-time, PNL-ul o susține în continuare? Că ea e trecută deja în ordonanță. Bine, fiind trecută în ordonanță, este o măsură a coaliției de guvernare. Acum, personal, eu am niște rezerve vis-a-vis de aplicarea ei, pentru că în activitatea pe care am avut-o ca secretar de stat în Ministerul Muncii, eu știu că această măsură, eliminarea supraimpozitării, a fost una benefică pentru piața muncii. Da. Nu știu acum, sunt oarecum îngrijorat despre cum va arăta în momentul în care va fi reintrodusă, pentru că există cetățeni care muncesc doar 4 ore pe lună, chiar dacă ne vine să credem sau nu ne vine să credem. Asta este 4 ore pe lună. Da, și că ITM-ul nu e în stare să-și facă treaba, nu înseamnă că acum trebuie să pui pe toată lumea să-ți plătească la 8 ore. Trebuie să mergem într-o scurtă pauză de publicitate, nu înainte de a vedea 30 de secunde concluziile tale, Lidia Moise. Da, eu cred că aici situația este rezolvabilă prin pensia privată. Deci cred că cei care lucrează în asemenea situații să fie sfătuiți să-și facă o pensie privată, la care să beneficieze și de scutirea respectivă pe care o acordă statul pentru a încuraja pensiile private. Nu văd o soluție mai bună. Da, și cât mai puțin bani la cine stat poate se pare. De ce nu vor oamenii să plătească bani la stat? Asta ar trebui să înțeleagă între guvernul. Păi iau foc trenul prin România, în orice vagon te urci în România, 50 de grade. Discutăm după publicitate. Revenind la dezbatere, ministrul Muncii Marius Budoi a declarat în intervenția de înainte de publicitate că nu poate să avanseze foarte clar dacă până la sfârșitul anului vor fi sau nu majorări ale pensiilor. În mod clar se lucrează la un pachet de sprijin, așadar traducem în traducere liberă doamna Barcari, cel mai probabil nu vor exista majorări de pensii până la sfârșitul anului.
Nu știu dacă nu, speranța nu are ultima, dar oricum au șanse mici, pentru că nici ei nu sunt siguri că pot să facă ceva. Și atunci sigur că nu vor să arunce pe piață cuvinte care să li se reproșeze. Problema e gravă, că lucrurile merg din rău în mai rău, că toate se scumpesc, că oamenii sunt din ce în ce mai sărăciți și că vine iarna. Vine iarna unde suntem, că toate guvernele ne anunță că o să fie și mai rău și cât de rău o să fie, dar nimeni nu dă o soluție. Gândiți-vă că la iarnă, după ce că vom consuma mai mult gaz și energie electrică, ele nu vor mai fi subvenționate. Asta am fost anunțați. Da, deci exact, nu știm cum o să se rezolve, ce soluții au găsit, dar ei ne anunță că nu se mai subvenționează. E să ne liniștim atunci. Tudor Polac, avem această informație clară că nu va exista niciun fel de subvenționare în iarnă? Nu. Pentru ce? Pentru gaz și curent? Gaz, da, curent, da, electric, da. Păi au zis că se termină subvenționarea. Da, Tudor Polac. Doamna Barca. Avem o măsură care merge până în aprilie 2023. Aprobat. Da. Votată și în Parlament. Acum, în funcție de evoluțiile următoare, firește că guvernul va veni cu o nouă măsură în funcție și de evoluțiile pieței. Trebuie, în schimb, să ținem cont cu toții că se fac eforturi majore. Pentru că asta s-a întâmplat când m-ați întrerupt prima dată, doamna Constantin, și când era domnul Budăi, când a intrat domnul Budăi. Cer iertare. Se fac eforturi majore de către guvern pentru a se găsi resurse, pentru a putea fi plătită această subvenționare a prețurilor pentru energia electrică și pentru gazele naturale pentru populație. Și în continuare se vor face aceste eforturi până când vom trece peste această criză energetică. Deci banii de unde încercăm să-i găsim din aceste reduceri de 10% a cheltuielilor? Nu, aceste reduceri de 10% a cheltuielilor sunt până la urmă normale pentru un moment în care ne aflăm cu toții în această criză inflaționistă care ne-a lovit pe toți, tocmai pentru a găsi resurse pentru ca guvernul să mai poată să aplice alte pachete de sprijin pentru cetățenii care sunt în situații vulnerabile și așa mai departe. Tocmai de aceea este foarte bine ca aceste reduceri bugetare să se regăsească prin diferite pachete de sprijin și în buzunarul cetățenilor români, cum a fost și acea măsură cu subvenționarea din 50 de bani a prețului carburant. Și care dă roade? Doamna Constantin, să știți că din perspectiva mea cel puțin dă roade și am să vă spun de ce. Una la mână, prețul carburanților a scăzut. Nu cu cât ne-am fi dorit cu toții, dar cred că și dumneavoastră și eu ne-am fi dorit ca prețul carburanților să fie 3 lei pe litru de motorină. În schimb, suntem într-o situație oarecum excepțională. Și vedem vecinii de la vest care au adoptat alte tipuri de măsuri în ce situație extrem, extrem de precară au ajuns din punct de vedere energetic. Da. Bun, și fermierii așteaptă măsuri. Am văzut declarațiile și de la Ministerul Agriculturii și de la Guvern. S-a făcut și un comitet interministerial pentru secetă. Domnule Florescu, avem o problemă foarte mare în ceea ce privește și culturile de porumb. De exemplu, domnul Daia ne-a spus că vor scădea foarte mult exporturile. Fermierii, pe de altă parte, critică, am văzut intervenții chiar astăzi pe B1 TV la colegii mei din partea asociațiilor de fermieri, aceste credite garantate, da, pe care le oferă guvernul, pentru că oamenii spun de ce aș lua eu credit acum, mai rău mă duc în faliment. Interacționați cu foarte mulți fermieri, agricultori și producători de-ai noștri locali. Cam care sunt problemele și care sunt soluțiile? Păi să așteptăm să plouă. Că soluții de la Ministerul Agriculturii nu avem în momentul de față. Cu părere de rău vă spun că efectele vor veni mai spre iarnă încolo, pentru că în momentul de față mai avem produse prin țară, dar în depozitele vor fi goale și atunci vom exporta foarte multe produse de afară și din cauza inflației ele vor avea un preț foarte mare. Deci ne vom lovi de o majorare a prețurilor la produsele agricole și la alimente în general mai spre iarnă. Și o să vedeți că de-abia atunci va avea efect seceta pe care noi astăzi o traversăm din agricultură. Dar să vii să promiți astăzi că, domne, facem, dregem și să venim cu soluții pentru agricultori, asta e o minciună.
În primul rând, agricultorii n-au unde să-și vândă produsul, în, cel puțin în, în țară și în București. Dacă mai au produs, că adică, uitați-vă ce se întâmplă. Și ăla pe care l-au, vă spun sincer că piețele sunt pline de speculanți și producătorii sunt foarte puțini în piețe. Nici măcar piețele volante nu mai sunt o modă în București. Rar vezi o piață volantă și acolo unde vezi o piață volantă, sunt niște prețuri mai mari ca în hipermarketuri, pentru că acei producători sunt taxați în fiecare zi cu niște prețuri astronomice. Și atunci ne mirăm de unde mai cumpărăm produse românești și cine le mai produce. Foarte greu cu produsele românești, pentru că inclusiv guvernul demis din Bulgaria vorbea despre această vamă privată, da, graniță privată care există între ei și Turcia, pe unde intră tot felul de legume, fructe din spațiul extracomunitar. Ieri vorbeam aici pe B1 TV despre cum aducem de 100 de ori mai multe roșii decât exportăm sau decât producem și mai mult decât atât, 80% pește adus din import, carne de pui, carne de porc. Domnule Wiener, care ar fi soluția rapidă pentru, sau cum vi se par soluțiile pe care le-au găsit guvernanții, da, pentru agricultori? Sunt culturi distruse, vorbim despre porumb, vorbim despre floarea soarelui, domnul Daia e plecat în teren, dar soluțiile pe fermier nu-i mulțumesc încă. Microfonul, vă rog să vă și auzim. Da, doar o propoziție. Subiectul anterior, 10% se taie din cheltuielile cu bunuri și servicii din ministere. Marea parte a cheltuielilor în ministere sunt legate de personal care au crescut, au angajat peste 15.000 de oameni în primele luni ale acestei guvernări. Deci, un exercițiu de comunicare politică. În ceea ce privește soluțiile pentru agricultură, sigur, acestea nu se iau, nu există soluții conjuncturale. Deci, trebuie să fie soluții de sistem. Și speranțele erau legate de plan național strategic. Acei 16 miliarde de euro care ar trebui să intre în România și care ar fi trebuit să fie direcționat, în primul rând, către mici întreprinzători, către firmieri, ca zic așa, cei care subzistă din agricultură. Sunt sute de observații, 46 de observații care au venit de la Comisia Europeană față de planul înaintat de ministrul Chesnoiu, de fostul ministru Chesnoiu, deci este din nou un exercițiu administrativ tratat în acest punct de vedere, poate fi ameliorat. Mă îndoiesc, ministrul Daia va avea această strategică, 16 miliarde de euro investiți direct în cultura românească ar fi putut să schimbe fața acestui important contribuitor la PIB și acestui furnizor de securitate pentru România, pentru că aici vorbim de independență alimentară și de securitate în fața creșterii volatilități piețelor internaționale. Recent, de exemplu, Comisia Europeană tocmai de-aia a dat și a făcut un pas înapoi în ceea ce privește împărăturile față de țărcile ruse pentru a nu arunca benzină pe foc foametei care paște Africa. Era vorba de produse agricole. Este o problemă foarte, foarte importantă. Din păcate, în ultimii 30 de ani în România nu a fost niciodată o prioritizare sistemul agricol. Investițiile strategice în agricultură, astfel încât să facem pași. Ne-am bazat pe faptul că avem mult teren agricol. Bun, istoria o știm cu toții, domnule Wiener. Eu nu mai am răbdare cu istoria, pentru că o știu și dumneavoastră, ați avut comisarul Cioloș, a fost comisar pe agricultură. Ați fi putut să rezolvați problema asta cu irigațiile în PNRR și așa mai departe, dacă s-a scris PNRR-ul. Istoria o știm. Realitatea zilelor noastre este că sunt culturi distruse. Domnule Wiener, pe irigații, pe mine nu mă puteți contrazice dintr-un singur motiv. Ursula von der Leyen a venit în România și a declarat de ce nu avem irigațiile în PNRR. Și vă dau declarația doamnei Ursula von der Leyen, nu a mea, care spune clar, România nu a fost suficient de convingătoare în argumentele ei că prin managementul apei nu distruge mediul. Ministerul Agriculturii și ANIF-ul nu a fost în stare să furnizeze un plan care să fie acceptat în PNRR de Comisia Europeană. Există comunicare concretă. Nu știu de ce îi plătim în acest caz. Eu am o întrebare. Există un normativ. Numai puțin replică, domnule Tudor Polac, dar mai nu vă auzim. Puteți să reluați, vă rog.
Deci, ca să fim acum sinceri cu toții unii cu alții, să știți că a fost o dorință expresă a ministrului fondurilor europene de la vremea respectivă să excludă acest sector din PNRR. Dar nu știu acum dacă această aruncare a migii dintr-o parte în alta va salva nu ne mai ajută. Din articulul acum din România. Și ca să fim și sinceri, până la capăt. Domnul Viner, sunteți pe Skype ambii, nu se aude. Domnul Polac, replica, apoi reveni și dumneavoastră. Domnule Polac. Este o situație absolut excepțională, aceasta cu care ne confruntăm astăzi. Și eu vă spun că sunt ales deputat într-un județ extrem de lovit de această secetă. Acum, va trebui să găsim soluții în perioada imediat următoare, pentru că există județe care vor fi extrem de afectate de această secetă. În județul Vaslui, de unde vorbim, să știți că 80% din culturile de porumb sunt făcute praf de secetă în momentul de față, deci pierderile sunt imense. Și ce soluții sunt, domnule Polac? Ce soluții? Așteptăm de la Ministerul Agriculturii soluții prin care să se poată recupera aceste pierderi de către fermierii din aceste zone extrem de afectate. Da. Pot să vă spun că s-au făcut, doamna Constantin, s-au adoptat niște măsuri în ultima perioadă de timp, însă ele nu merg până la cap. Le știm, continuare. Domnule Polac, dar tot nu ajută, după cum vedeți, culturile s-au făcut praf. Domnule Viner, scurt, vă rog. Da, o frază, o replică. Deci, ceea ce Ministerul Agriculturii și ANIF-ul a furnizat pentru a fi produs în PNRR erau niște recuperarea unor proiecte de pe vremea lui Ceaușescu, niște canale mari deschise cu pierdere de până la 50% cu apă, de apă, cu trepte, de până la 6 trepte de ridicare prin pompare, cu curent a apei din stăpâna respectivă. Nu puteți înlocui. Cine erau acestea toate soluții? Bun, Lidia Moise. Putea fi înlocuită. Da, Lidia Moise. Da, este clar că nu sunt proiecte care trebuie să se adapteze realităților actuale și normelor, rigidităților pe care le are acum tehnică, Uniunea Europeană. Dar e clar că nu avem specialiști care să poată sau să facă lăsați treaba asta. Pentru că, nu știu dacă sunt sau nu sunt lăsați, doamna Marcari, e clar că nu mai lucrează prin ministere, din câte observ. A, sigur. Deci, ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu aceste eșecuri, cu această birocrație sfâșietoare, îngrozitoare, care blochează fondurile da, europene. Lăsați-mă și pe mine să spun că astea, că avem puțin timp. Publicitate. Deci ce vreau să spun este că nu am rezolvat problemele mari, și anume faptul că trebuie să se asocieze și agricultorii. Trebuie să se asocieze de așa manieră încât un grup de agricultori, mici agricultori asociați, să aibă și producție, și distribuție, și reclamă, nu, și management, și după aceea înseamnă ceva în piață. Câtă vreme nu înțeleg că aceasta este rezolvarea în Franța, în Spania, peste tot, amicilor, în Polonia, amicilor agricultori, doar pe așteptăm să ne dea banii, să declarăm secetă și să ne dea niște bani, să ne recuperăm niște fonduri. Și am rezolvat, o luăm de la capăt de anul viitor. Concluzie, domnule Florescu, și mergem în publicitate. Va fi greu pentru producători atâta timp cât nu primesc sprijin din partea primarilor din București, primarilor din țară. Să știți că s-ar fi putut face o asociere între producători și autoritățile locale care ne conduc. Și atunci ar fi fost mult mai simplu pentru producători să aibă o linie de desfacere a produselor în București și în marile țările mari. Urbane, da. Corect. Și s-ar fi trebuie putut face ceva pentru ei. Vă mulțumesc foarte mult. Revenim de la fix când discutăm impozitarea clădirilor.